cine va. Știi că mă perzi, e vina ta. Că m-ai lăsat să plec din viața ta. Tu, sărutul tău, te-am iubit de eu. Nici ceresc, pentru tine trăiesc. Să nu uiți niciodată. Seara asta o să fie 100% cu toți cei din Costești, pentru că Înger Ceresc face parte din nostalgia, cel puțin spus, din nostalgia mea, din copilăria mea. E vorba de Tanita, colega mea de clasă. Asta e Tanita. Încercam să-mi aduc aminte cine cântă piesa asta. Am stat cu Tanita 2 ani în aceeași bancă. Până când ne-a despărțit profesoara de fizică. A, te-ai îndrăgostit de profesoară? Nu, m-a pus cu Tamara. Mă gândeam eu că a treia era la mijloc, totuși, nu? Mărul prima. Discordiei. Fata care a stat cel mai mult cu mine în bancă, aia și a devenit cântăreață, înțelegi? Foarte frumos, cred că tu ai inspirat-o, i-ai dat microfonul, da, fermecat. O vrut și Tamara să cânte, dar nu sta cum trebuie cu mine în bancă. Da, asta zic, oricum ai avut experiență la capitolul vorbire la microfon, atitudine. Hai. Nu? Hristos a înviat pentru tine, Diana, pentru toată diaspora, bună seara, lume frumoasă. Adevărat a înviat, ținem să vă dorim tot ce e mai bun pe acest pământ, pentru că o sărbătoare sfântă care are loc o dată pe an a venit și la noi acasă, pe masă, a venit în sufletele noastre cu lumină, cu blândețe, cu bunătate și suntem convinși că atunci când ați spart oul roșu de dimineață, v-ați pus și o dorință pentru că este o tradiție, după ce te speli pe față cu ou roșu, dă puțin mai încet muzica, cum da, auzi. Da. După ce te speli cu ou roșu pe față, cu bănuți, cu oul alb și îl spargi cu familia, în cer cu familie, îți pui o dorință și se spune că acea dorință se împlinește neapărat. Frumos, frumos. Poveste de început de seară. Nu, dar sunt multe tradiții. Nu știu cum ești tu la capitolul tradiții populare, tradiții creștinești, dar acestea sunt și astea o să fie toată viața, cât om trăi. Frumos, legendă, mersi mult, Diana Rotaru. Dar nu e legendă, dar chiar nu ți-ai pus nicio dorință? Nu, tu ai dreptate, bravo, mersi. Eu sunt convinsă că ți-ai pus dorința în seara asta să ajung. Pentru că am făcut un drum lung de la țară, am făcut repejor un duș și am venit să prezint și partenerul acestei ore, pentru că această emisiune are plasare de produs. Te rugăm frumos. Și tot ce vezi în coșulețul ăsta, am eu grijă să mulțumesc partenerilor. Începe odată. Da. Eu încep atunci când vine și camera peste. Da. Camera peste coș, dați. Perfect. Tot coșul. Ia uitați ce frumos este partenerul acestei ore, Dermocosmetica, lider în dermatologia estetică. Gama de produse pe care o vedeți aici, dedicată igienei orale, este de origine naturală pe bază de aloe vera. Știți foarte bine efectele aloe vera. Pasta de dinți, apa de gură și spray-urile sunt pentru o respirație proaspătă, o dantură sănătoasă și un zâmbet luminos. Sunt convinsă că de fiecare dată curiozitatea voastră este și mai aprinsă. Din acest motiv vă îndemn să accesați site-ul dermocosmetica.md și să vedeți mai multe detalii despre aceste produse. Acum uitați-vă cât suntem noi pe Facebook. 1100 de oameni la moment suntem pe Facebook. Acum fiți atenți, scoateți-mă coșul ăsta, aruncă coșul, gata. 1100 de oameni suntem pe Facebook. Dacă 1100 de oameni ar face distribuire la acest video, la acest live, astăzi e posibil să
să ajungem, să batem un record de locul 3, 4, locul 2, locul, mă rog, eu știu. Adică încercați să faceți distribuire, pentru că astăzi e luni, pentru noi e luni, pentru toți cei care ne-am strâns e luni, e cu muzica aia, iar voi ați ales ca să vină alături de noi. Când spun i-ați ales, mă refer la el și cu... și cu clapa, și cu aparatajul ăsta. Și cu prezența. E primul om care vine la noi cu fire galbene, pentru că e de la Costești și el trebuie să se evidențieze. Doamnelor și domnilor, era odată ca niciodată o formație, legenda, împreună cu un erou al acestei trupe, un erou care a spart porți, a spart case, a spart petreceri. Dacă când spun a spart, mă refer la a spart dispoziția plăcută. Vitalie Lupu, Costești, legenda vine la noi astăzi. Come on! Come on! Hai, Lupule! A venit Lupu! Au! 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 Căștile. Vreau să întreb pe Doina, ți încurcă laptopul ăla de acolo? Îți încurcă laptopul? Doi, te rog, stativul tău. Dă stativul tău să nu intri în camera aia, înțelegi ce zic? Așa e ok, Doina? E mai bine. Bun, hai din nou. Bună seara, Lupule! Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Lupii din Costești. Cum face Diana, dar ea m-am învățat. Lupușorule. Asta mai spre dimineață. Eu sunt Vulăpița. Văd că ai venit să-mi aduci trandafiri. Vai, dar ce plăcut. Mă scuz, în caz dacă trandafirii ăștia nu sunt chiar atât de frageți, atât de, dar știi de ce? Ăsta era unicul buchet care l-am găsit la Ștefan cel Mare. Să vede că a fost duminică, prea până unii ceva. Dai, foarte restul frumos, erau toți, e atât de frumos, da. Chiar îți mulțumesc, Lupușorule. Diana Dias primește flori de la monumente, adică... Pentru că mi-ai adus flori, vreau să mă conduci după asta acasă. Nu e o problemă. Acasă la tine, la Costești. Dar n-am mai fost la Costești, jur că n-am fost tare de mult. S-a schimbat Costești de când n-am fost eu, nu, de vreo 5 ani. Așa, cobor la vale și da, intri drept în gura lupului. Da. Am zis bine, nu? Intri în gura lupului când intri în Costești. Bravo, Diana, ai 10. Lupule, azi o să fie simplu, dar o să fie plăcut. Înainte de a deschide seara, pentru că după aia o să primim întrebări, o să primești întrebări de la lume, zi ce vrei, un bună seara pentru diaspora și deschidem oficial. Spun bună seara la toată lumea, vă spun Hristos a înviat, vă mulțumesc pentru această invitație, știu că ați votat toți, ați votat, nu știu cine a fost primul, dar cine a dat, cine a fost cu inițiativa, Anatol, tu, da? Noi toți. Noi toți, bine, vă mulțumesc. Noi toți, de Anatol înseamnă diaspora. Așa. Vă mulțumesc vouă, vă mulțumesc celor de acasă, celor din străinătate. Vă străduiți să nu vă dezamăgesc în astă seară, așa cum am făcut-o ani de rând. Mulți ani, mulți. Hai, Lupule, hai, legenda, treci la treabă, doamnelor și domnilor. Vă readucem aminte, nu uitați cât de important e să faceți share, chiar și pe grupul nostru, acolo, cu grupul nostru, ia auzi, cimbuci. Din loc nu și-a dat seama că eu sunt acolo. Pe grupul Costești, pe grupul, toate grupurile care vreți voi acolo. Da, pentru că legenda rămâne nostalgia noastră cu muzica aia. Bine ai venit, Vitalie, bine ai venit, Costești, alături de noi. Let's go, băieții! Bună seara la toată lumea! Hai să înceapă distracția cu muzica aia! E ceea ce spuneam, cât de important e să deschizi oficial bine această seară. Și Vitalie a reușit asta. Hai să vedem primele mesaje din această seară. Felicitări, legenda Costești, Igor Mereacre, Sergi... Băi, e prima dată când sunt în emisii directe la Diaspora... Și când văd atât de multe familii cunoscute, piciată. De obicei eu așa de cunoscute familii eu încă n-am văzut, dar uite familia aici în chat. Luca,
Miere acri, bortă, sulă, bârcă, ictăis amei. Asta reprezintă Costești, da, mă, tot ceatul e plin de sulă și bortă și de miere acri. Uite. Dar ei au Instagram, încercam să te găsesc pe Instagram, cum ești? Tu ai Instagram? Înțelegi că eu, pentru a da numele meu de Instagram cuiva, trebuie să sunt pe soacră mea, variantă. Da, mai bine nu. Serios, dar eu cer public cu martori, chiar dacă să aibă toată lumea acces. Ei, să ai probleme și tu. Soacră e impresarul lui pe Instagram. Wow, serios? Să ai probleme prima, pur și simplu. El postează pentru dânsul pozele. Da, hai întrebări. Întrebări de la diaspora, în cazul în care vă interesează ceva de la Vitalia. Acum îi dați întrebări acum pe Facebook. Acum este momentul. Zici că vii din Anglia. Ai stat acolo pentru că ai fost ca prim-ministru, da? E adevărat? Sau ce ai fost acolo? English, please. Ce ai făcut acolo? A fost prim-ministru? Am muncit, așa cum facem toți moldovenii. Am lăsat casa pentru bani. Dar te-ai dus din cauza pandemiei, nu? Că altfel mergea nu bine. Nu era pandemie când m-am dus. M-am dus 6 ani în urmă. Serios? Pentru că n-ajungeam... M-am pornit când l-au zis de naștere la Anglia. Așa? La un metru de meu. Așa? Și uite, deja 6 ani. Serios? De ce te-ai oprit acolo? Te-ai convins că... Cât am stat un pic acolo, el m-a ajutat, mi-a făcut actele care trebuie necesare acolo, că, băi, las fie. Așa a fost vorba, las fie. Și făcându-le, cineva avea nevoie de un lucrător pe o săptămână și cu metru îmi zice, băi, nu vrei să faci niște bani o săptămână, faci 1.000 de pounds și duci acasă. De ce nu? Pare incredibil 1.000 de pounds într-o săptămână. Apoi, asta cât ar fi în euro? Așa m-a bucurat el. 1.000 de euro, da? Salut de la Dublin din partea familiei Țurcan, zice Ion. Formația Legenda rămâne legenda. Rămâne legenda. Da, la Dublin am cântat de multe ori. Salutări la formația Butăiaș, părinții fratelui Fini din Țăpala. Apropo, vreau aduce aminte, uitați-vă și numărul nostru de telefon, puteți să ne sunați să vorbiți cu Vitale. Au început întrebările. Uite, te întreabă Tofănică Igor, câți ani ai? Foarte serioasă întrebare. Da. Bună întrebare. 48 am făcut pe data 29 luna aceasta. Oh, deci el de curând a fost omagiat. Da, dar n-am turnat la mine, am trecut. Deana, de ce tu nu-i sufli în lumânare acum? Dai suflu, dar scoate lumânarea. Băi, întoarce-te și scoate-o, că eu suntem la radio. Unde ai ascuns lumânarea? Opriți camera din față. Trebuie să suflu în ea. Nu, tu ești de acord ca Deana să-ți sufle în lumânare? Da, de ce? Dar și eu sunt de acord, dar s-o văd. Băi, iluminare aniversară, nu contează, închide ochii. Păi, Anatolie, crede că așa la 40 de ani mai ai și vidia. Închide ochii. Să suflu cu ochii închiși, tu vrei, am înțeles. Și să nu-ți mai pui dorință, că degeaba, că nu se întâlnește. Atunci după 10. Da, după 10, da. Dar să nu-ți pui dorință, că degeaba. Uite, ne salută Ana David din Londra. Salut, așa, salut. Da. Bună seara și Hristos a înviat, bravo diaspora. Ai întins vreo vulpiță pe clapă, te întreabă. Foarte serios întrebare. Uite, și întrebări capcana. Toate întrebările seara asta așa vor fi. Dar acum seara să afle toți soția mea și așa seara că stăm și uite. Dar tu vorbești de soacră, de soții, dar mai uite de ele, uite-te la mine. Da, eu de dânsul nimeni nu de tine. Da, dar el îmi duce după asta acasă, nu la tine, la dânsul. Eu am înțeles. Nu, stai că eu îți mergi cu mine. Eu mi-închipui cum soția ta stă cu păpuș Diana Rotaru în fața live-ului și așa niște, nu aci, dar acioaie, de astea așa ea. Niște săgeți. Toate în Diana, știi cum? Păi de-aia simt că mă înțeapă, ba într-o parte, ba în alta. Asta cred că e soția ta, nu, da? Nu, asta nu? De la versă. De unde vine denumirea de legendă, Mariana Tigurgan, te întreba? Am pus o denumire deoarece am ieșit la Costești cântând așa, pe neprins de veste, din nimic. A fost un dar de la Dumnezeu, să zic așa, că așa a fost. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, am rămas cu doi copii mici. Cu un băiat de 2 anișori și o fată de 10 luni. Așa. Mi-a decedat soția. Așa. După deces, peste un an de zile, am început să cânt întâmplător. Cineva m-a chemat, hai te rog și mă ajut, cu uite, am o nuntă în păcat și nu are cine cânta. Nu cântasem niciodată la nuntă. Doamne! M-am dus prima dată, aveam piesele mele multe compuse și deoarece nu știam obiceiul la nuntă, cântam ceea ce îmi vine mie în cap. Îmi aduc aminte, fiindcă atunci Sara, nănașa e medicul unui care îmi sunt nănași mie, atunci erau nănași la nunta respectivă. Da. Și eu la Jocul cel Mare, cum se face la noi la Costești, când scoate Jocul cel Mare, toți cântam un cântec de jale care plângea, toată lumea dansa și plângea. Dar eu nu știam, mă rog, nu știam ce trebuie mare, să... Doamne! Da, o hoară mare care... Oameni. Da, de invitație la masă. Și uite, așa, fiindcă m-am gândit când am ajuns să dau un volum la studio să vândă discul pe piață, la Ion Stratan, Dumnezeu să-l ierte, eu i-am spus, adică, să dăm o denumire.
Da. Bine, las fii să rămâi ca o legendă a Costeștului. Și așa au rămas formația legenda Costeștului. Noi astăzi o să mai vorbim, o să mai dăm întrebări, plus asta trebuie să votăm și cine cu cine. Până atunci te invităm, cui dedicăm această piesă? Pentru că ai foarte multă lume de la Costești, în special din diaspora, care te salută. Bine, dați să începem cu cântul care, care îl știe toată lumea. Care, mă? Salutare, Londra, ce mai faci celor de la diaspora? Salutare, aaaa, Londra, așa se numește cântul? Care? Care se numește? Anunță. Așa, așa, zi așa. Pentru... pentru cei de la Anglia. Perfect. Pentru hai, 20 de lei? Nu, nu, pentru cei din Anglia. Altceva. Pentru cei care donează pe patreon.com. Știți da, că avem da, această da, platformă, știți că diaspora are nevoie de susținerea voastră și chiar în seara asta fiți primii care fac această donație. Hai să vedem, ne pregătim așadar să cânte Întinde-mă o mână, iubito. Asta a fost prima, cu ea a deschis. O să dai în reluare, apropo. Nu uitați să dați distribuire, share la acest live ca să ajungă la mai multă lume. Nostalgia de legenda cu muzica aia astăzi, în această seară. Eu deja am distribuit. Hai să vedem ce fac alții. Salut din Londra. În ce zonă ai stat în Londra? Ștefan te întreabă. Cred că într-o zonă umedă. Într-o zonă umedă ai stat, nu? Asta. Acolo a stat. Salut. Pune-l pe Serghei Nazar la vot. Acum o să vorbim și de asta, apropo. O salutare de la Fălești, Sărata Veche. Hai, Vitale. Go. Da. Uite, nu se aude microfonul tot? Bine? Ia, probă. Microfonul, ia, fă probă. 2-2-2. Ok, hai. Nu schimba nimic acolo. 2-3-5. Ok, hai. Am emoții. Oh, da, 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 eu țin minte nebunia asta. Eu țin minte, mă, nebunia asta. Ce amintire, mă. Hai cu share-ul, toată lumea. Gândit că-n lumea mare mă așteaptă cu pâine și sare. Am împrumutat bani mulți peste rici și peste munți. M-am pornit și eu după ferare. Alergam cu frica în sârg și are ghidea mânuțin. Hai că mai rămas cu puțin. Salutare, Londra, și mai faci? De înșinie eu rodoi saci. Să mă ies, te vrăghiesc, dar procentul intresc. Și pământul meu moldovinesc. Așa-i la noi moldovanu, eu dar tu plătești banu. Dar pe urmă super sărmanu. Procentul crește ca și parcă după ploaie. Dar eu aici stau și foame mă îndoaie. E lucru în caute, dar nimeni nu-i găsește. E-n vezi-ți proști și nu-mi se leg moldovinește. Pătula mama lui de turc și este el. Îi lămurește, dar eu nu înțeleg de el. Și uite, ieșa lucrul meu ni se termină. Așa lucrez eu câte un ceas pe săptămână. Câte amintiri avem în această seară? Elena Mereacră, Anișoara Țărnă, Vitale Levinte, Lidia, Moldova, Mihai Rusu, bună seara, copii! Ei, deși m-am dus de acasă, parcă nici nu-i lipsă pe masă. Avem poși, curcani, găini, în vieși o tonă de gin. Dar aici stau cu frică-n sân. Gândul meu ni se îndreaptă la slănina afumată. Stop, aici muiere genovată. Stomacul scârță-i, dar n-am cu și să-l ung. Dacă aș putea, am o acasă să ajung. În primul rând, mă duc la scumpa mea nevastă. Și să vedeți cum își ies zborul pe fereastră. Și după asta zborul își ieșe mama ei. Că lor de plașe eu roșe paunță. Pe urmă cu vecinul meu să-i trag o vodcă. Să-i lămuresc și înseamnă asta zarabotcă. Bine, mă. Câte cuvintele nu, nu le țin minte nici eu, dar bine asta. Ne întorci în tinerețe, zice Elena. Salutare din Oxford, de la Radu. Mă uit la frații români cu jene, cum le cântă la englez manele.
Да, ну и дахи дискидим боту, не конфиски пашапорту, ждет даты не рада аэропорту. Ну и к коммунизму ностру, а систем пилот как просто, жена смешним ветер росту. Редко сыне кинти попа, пыны у центром Европа. Даст люди урмалуй, сыне кинти аллилуй, к ной нутрим буем не мной. Головной кондук доллар и ход еще парламентарий, да царани и рады каугари. Впрочем, дух крешки качу парка до затвая, да его еще стал все помем индуай. И лукунька у ты, да не минуй где свежды, им лежит спрощену целек молдовенежды. Вот была мама луйди турчи я съел, и ламурежды, да ее нун целек и пел. Живуйте еще лукру мел не сыгармина, а шалук пелит, где он час без СМН-ы. Дома хоть спирца еда нам посчитал вон, да как кудяму, а кассу сожжем. Им примурин, наду класском по мини-басты, шицо пипецку, мышье сбору пиперястры. Шиду пеаста, скоро ж ешь и мама и, и лорды плаши, я урошит долари. И урны кубинчину мелзи прогуборки, сила мурецк, чин сам не остаться заработки. Natalia scrie aici, parcă mai ieri cânta la mine la nunt, Vitalie, și uite că a ajuns. Eu să înțeleg că acestea sunt versurile compuse de tine. Toate și piesele. Muzica și, și toate piesele din seara asta, cover-uri cânti? Doar Louis Armstrong și Michael Jackson. Și Michael Jackson, mă gândeam. Da, apropo, Vitalie, te întreabă aici cineva unde-i părul. Tu ai avut, nevasta m-a bestemat, să-mi cade părul din cap, dacă uit de ochii ei și merg la alte femei. Asta înțeles unde-i părul, nu? Părul e la femei. Ai, 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 asta sună blestem. Nu? Tu știi că care-i treaba la noi, că înainte de a ne duce, aici lumea zice de Lenuța. Lenuța este o piesă, dacă mă găsesc la tine, da, Lenuța. Nu-i piesa mea. Am auzit-o mulți ani în urmă. Am redactat puțin muzica și textul. Ai redactat-o pe Lenuța, Olexic, așa e? Adică... Ești nu numai o dată. A șlefuit-o. A șlefuit-o pe Lenuța și i-a spus treci încă. Da. Trebuie să punem la vot formațiile care, o formație care trebuie să vină lumea să voteze și să vină săptămâna viitoare. Tu trebuie să dai una din ele. Te-ai gândit la cineva? Am încercat să mă gândesc, am încercat să întreb pe unul pe altul, dar din motivul că nu sunt de mulți ani în țară, nu mai știu cine activează. Am sunat la formația Dragoste, pe care tot cineva de la Telenești scutea albumuri odată așa, cu mine. Așa, ce cu ei, mă? De ce ei nu vor? Mi-a răspuns Nicolae, zis, dar într-adevăr avea o voce foarte răgușită. Răgușită, dar, poate este s-a îmbolnăvit? Da, era răcit omul și îți chiar stă pe antibiotice, dar Liuda care cânta cu el, îți că nu e în țară. Așa că nu știu. Eu am înțeles de formația Dragoste că ei nu vor să vină la noi, că ori din cauza emoțiilor, ori ceva n-am înțeles. Nu, dar... eu cu Nicolae mă știu bine. Și el putea să-mi spună că ei nu vin, dar Liuda nu e în țară și el, uite așa vorbim. El, fără, el fără Liuda nu cântă. Sau, sau dragostea e doar cu Liuda, da? Dragostea e doar în doi, ai înțeles, da? Dragostea cu Liuda e importantă. Atunci... eu nu știu, formația... Timpul, Holercani. E timpul în această seară, atunci să vă dăm iar vouă frâu liber celor de pe Facebook. Așa e cel mai corect, da. Eu cred că o să-i băgăm pe frații Cristian, sau cum se numesc ăștia, frații? Cristian, pare mi se mi-aduc bine aminte, de la Nord? De la Nord, pentru că eu vreau să văd totuși... Vrem să vedem și Nordul. Nu, vrem să vedem în vot, să avem Nordul, adică da. O să voteze. Una din trupele sau din formațiile care ne gândim, sunt frații Cristian, iar a doua, voi pe Facebook o propuneți, da? Noi în timpul la 3 minute 4 cât cântă Vitalie, la ce te-ai gândit acum? La ce piesă? Eu nu mă gândesc niciodată. Ce-ți vine, aia cânti. Așa faci și orice Costești, Dan. El nu se gândește, el merge înainte. Da? Deci, așteptăm variantele voastre pe Facebook pe cine propuneți să lupte cu frații Cristian. Da? Mergem cu o piesă de la Legenda, o piesă negândită. Luăm un telefon înainte de asta. Alo, bună seara. Negândită. Alo, bună seara. Stai că... Hai că pornesc, o să iau și apelurile. Stai că o să iau apelurile imediat ce fac problema cu Bluetooth. Mereu am probleme și principalul da, e că da. Se mai întâmplă. Asta e de la energia ta debordantă. Luați telefon sau când?
Cântați, stați! Toată lumea, pentru că o să fim undeva până la 10 sau peste 10. Avem telefon, sper să meargă de data asta, după care o să vorbim puțin din nunțele de la Costești, pentru că Dianei trebuie să-i lămurim cumva cum stă treaba cu nunțele de acolo. Alo? Eu deja am înțeles. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Seara. De unde ne Hristos a înviat! Vrem să vă felicităm cu sărbătorile trecute, Paștele. Suntem sunt de la Moscova. Mai sunt actuale. Spuneți. Da, la noi pe 11. Vrem să felicităm toți prietenii noștri care se află în străinătate. Franța, Germania, Spania, Italia, Rusia, Moldova. Îmi pare rău că cu sărbătorile. Doar atâtea țări. Pascale, mulțumim. Spuneți, doamnă. Să mulți verișori, frați, apropiați, neamurile toate care mă cunosc, eu sunt de la Moscova, Liliana Balan, și aș dori să cânte o cântare de prietenie, veselie ceva. Veselie. Și vă mulțumim, domnul Melic, sunteți, vă ascultăm în toată lunea, dar aseară ați întârziat ceva. Aseară am cântat la familia mea. Aseară, da, am cântat la familiile noastre. Da, noi vă urmărim regulat și vă mulțumim frumos că ne faci o dispoziție foarte frumoasă. Mulțumim. O seară plăcută, doamna. Și doamna Diana, mult sănătate, sărbători plăcute mai departe. Mulțumesc foarte mult, de asemenea. Sănătate. Și gata, doamnă, vă pupăm. La revedere! Da, la revedere, la revedere! Cum erau nunțele la Costești? Nunțele la Costești, corect zicea cineva ci pe chat, nu era nuntă fără bătaie. Da, dar când cum eu știu cum se cântă. Așa, nunțele la noi, la țară, nu există nunți fără izgheală. Că, aha, fără împinsături. Tu ai luat-o vreodată? Ai primit-o vreodată la nuntă? Uite, tu ești nu m-a ajutat Dumnezeu. Nu, serios, tu n-ai niciodată din toate nunțele, niciodată nu a venit unul care să nu-i placă. Că... Ei, care nu-i place, că ți-vin dacă îmi vin așa, îți duc, poate să duc și altul pe el. Noi n-ai luat nici o palmă? Nu. Uite, eu la Costești la nuntă tot n-am luat nici o palmă, dar asta pentru că eu... Ai fugit. Nu. Luam nunt în an la Costești. Eu da, tu știai. Eu știu, dar tu niciodată n-ai nu, dar știu de ce. Nu te-o împins de ce? Da. Pentru că atunci când lumea te stimează, nu poți să vină la tine cu ceva neajunsuri. Niciodată nu era așa ceva să vină cineva, pentru că mereu vineau cu... Mm-hmm. Da, spuneți. Alo, domnator. Bună seara. Bună seara. Salutări la Diaspora FM. Ura! Felicitări cu sărbătorile Paște. Da, mulțumim frumos. Și vreau dedicați muzica din partea lui Vitaliu Lupu pentru toți sătenii Bălceană, din satul Bălceană. Ai fost la Bălceană? Da, dar știi. La Bălceană, soția mea. Da, așa. Eu aseară v-am stat pe natură că mă uitam cu mine apărut că a fost vorba ieri, legenda SIB în direct. La noi astăzi e luni. La noi, da. Băieții, noi avem calendarul nostru. Sunteți cu o zonă în urmă. Noi suntem în urmă, în general, salariile și tot. Și aș vrea o dedicație muzicală pentru toți sătenii Bălceană, din satul Bălceană, la legi seara dumneavoastră. Am înțeles, mersi. O seară bună. Mulțumim, frumos, o seară bună. M-am uitat aici pe cine să propunem pentru săptămâna viitoare. Deci frații Cristian sunt propuși. Am văzut mult Fulger. Ce-i formația asta Fulger? Am auzit și eu de Fulger. Fulger nu sunt formația asta lui Palancică, nu e aia. Sunt formația... Nu. Cine e formația Fulger? Au și ei discuri pe piață tot. Serios? Tot anii mei de... Dar ei există? Ei sunt țară Fulgerul? Nu știu, nu. Hai să-i sunăm. Ei, cum să-i sun? Nici nu au câștigat? Cum să-i sun? Nu, să-i sunăm, să-i întrebăm. Sunteți în țară? Da, hai să... Vrem să participați la sondaj? Hai să sunăm și frații Cristian să-i întrebăm dacă sunt bine azi. Atunci, schimbăm regulile jocului. Adi-mi aminte, cine a fost săptămâna trecută? Tu ai luptat cu cine? Cu frații Cristian și cu încă cineva? Nu era Jean de la Iurceni? Cine era primul? Da, ceva de genul. Era Jean de la Iurceni, sigur? Da. Eu zic să punem Jean de la Iurceni, dacă era ăla. Dar nu era ăla. Sergiu... Jean? Nu-i Sergiu, e... Hai, ia ajutați-ne să ne aducem aminte. Deci punem frații Cristian, punem Fulger... Zice da. Și Jean de la Iurceni. Îi punem pe ăștia trei? Poc, poc. Cineva îmi zice de formația Dragoste. Nu poate, Trăsnetul nu poate să iasă din Transnistria, Nicolae Crețu... nu l-ai întâlnit, apropo, el e în Franța. Unde e el? Nu știu. Hai să cântăm. Deci, Doina, punem la sondaj să votăm dintre... Jean de la Iurceni, Fulgeru și frații Cristian. Hai că îi punem pe ăștia trei. Vitalie,
A, zice că nu era Jean, dar cine era? Dar cine, cine nu era Jean? Era Jean. Jean de la Iurceni, nu? Nu, Barbu Lăutar, eu mă refer de doi acolo. Frați. Nu, doi nu, frați nu. Au... Gata, nu ne complicăm. Dar cine e Jean de la Iurceni? Zice Barbu Lăutaru era. Nu mai era Barbu Lăutaru. Nu? Nu. Era Jean, bă, gata, gata. Da, pune da, Jean da. De la Iurceni, pune frații Cristian sau formația Fulge. Hai, Vitalie, hai să arătăm că orice bătaie se termină. Iată, ați primit și căsuța asta cu trei voturi. Da, puteți eu deja votați, am votat. Puteți să votați o singură dată, așadar, Jean de la Iurceni, formația Fulger sau frații Cristian din alea trei, din astea trei, puteți să votați cine, pe cine puteți să chemăm, pe cine chemăm săptămâna viitoare. Vii la noi? El e obișnuit când cântă să stea pe loc, cumva. Pentru că îi place să stea mai mult acolo. Hai să luăm un apel și apoi dai și publicitatea. Alo, bună seara! Alo, bună seara! De unde ne sunați? De la Chișinău. Spuneți. Alo. Da, spuneți, spuneți. Salutări la toți. Când știu cu sărbătorile. Mersi. Vă urmărim de fiecare dată. Și aș vrea să auzim piesa care e Bărbate, ce ai băut? Ai așa piesa? Doamnă, eu am auzit copilul dumneavoastră în casă a strigat ajutor. Precis sunteți mama lui? Totu-i bine. Precis nu sunteți. Eu am numărul dumneavoastră. Păi de ce strigă copilul ajutor? Nu cumva ați furat un copil acum și noi suntem martorii la un... Un caz. E al nostru. Sigur e al vostru, că el strigă ajutor de vreo 5 minute. Deci nu-l puteți să faceți liniștit. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe copil? Delia. Bună seara. Delia. Bună seara, Delia. Cine, cum o cheamă pe mama ta? Maricica. Maricica este mama care stă lângă tine? Da. Ai nevoie de ajutorul nostru? Nu. Uite, dacă ai nevoie de ajutorul nostru, zi nu. Nu. S-a pierdut copilul. Am înțeles, sunați poliția, vă rog frumos, urgent. Da. Mulțumim, doamnă. Vă mulțumim, seara bună. Că sunteți alături de noi, da, mulțumim. Și noi vă dorim seara bună. Hai, spune. Ce, trecem într-o nouă oră, dar nu înainte de a mulțumi partenerului acestei ore, și anume Dermocosmetica, liderul în dermatologie estetică. Ai observat și tu, dragul nostru invitat, ce coșuleț fermecat avem aici. Sunt convinsă că ai grijă de igiena orală și îți recomand și ție aceste produse care conțin aloe vera. Sunt produse foarte bune, personal le recomand, le recomandă și cei care deja au încercat și au văzut efectul. Mai multe detalii despre aceste produse găsești pe site-ul dermocosmetica.md. Avem totul pentru dinți, totul pentru o respirație proaspătă și o dantură sănătoasă, în special pentru un zâmbet luminos. Orice artist are nevoie de așa ceva și nu numai. Păi, ai înțeles, vreau să împing de coșul. Nu, eu când am cuprins-o, cred că vine miros din gură. A venit de flori. Alo, bună seara, 393, Italia cu noi. Salut, Italia. Alo, bună seara. Bună seara. Alo, Hristos a înviat. Da, salut, adevărat. Adevărat a înviat. L-a scos Moldova. L-a scos. Când sunați de pe WhatsApp. Bună seara. Bună seara, doamnă. Acum 20 de ani în urmă Vitalia a cântat la nunta mamei mele un cântec și a dorit să-l asculte din nou, Mariana Liliana. Mariana Liliana, care o știe, care o cântă mai mult. Wow! El a uitat piesa. Poate mă cheamă și cânt la nunta de aur, îl cânt atunci. Da, chiar. Dar acum nu puteți cânta. Acum nu poate cânta pentru că Mariana nu e în țară. Și nici Liliana. Ele surori. Da, o să ne uităm la piesa asta. O să o găsim. Vă pun eu la urmă. Bun? Bine, mulțumim. Da, mersi. Vitale, hai să cântăm. Hai să cântăm. Salut din Israel. Cântecul pentru 20 lei. Stai puțin. Mihai Falcă a scris. A zis că totul e perfect, dar cânti peste plusuri. Ce au avut în vedere? Domn Mihai? Vrei să cânti peste minusuri? Ok, hai să mergem la cântat. Concurența, ai văzut ce face da, din oameni? Da, nu e concurență, că-s oameni maturi, mă, ce ai? Păi, e ok să-și da replici unul de unul la altul. Asta înseamnă arta. Voi vă știți bine, nu? Da. Cum?
Dacă îl întrebai de ce cântă piesele... Aha, înțeles. Ce să-l întreb? Întreabă-l pe Mihai de ce cântă piesele Lupșorului. Pe Mihai de ce cântă piesele Lupșorului? Acum nu se aude, doar Mihai nu se aude. Aha. Uite, te întreabă Lupșor de ce îi cânti cântecele lui. Dacă merge tot, dacă merge tot pe vorba deja asta. Deja merge pe înțelegere. Eu v-aș chema pe la battle pe voi doi să vă lămuriți. Dar un battle cu multe sticle de alea. Cu capacii de Fanta și Cola, da? Hai, Vitale, let's go! O piesă, în prima audiție pentru toată lumea. În prima audiție? În prima audiție. Când ai scos-o? Ieri am terminat-o. Ieri ai terminat. Așa că... Ieri a terminat? Cum va suna? Hai, o piesă nouă. Bine, e o piesă nouă, e o piesă care o dedic fiicei mele, care nu este în țară. Hai, una nouă de... Bună seara! Italia. Bună seara. Bună seara. Eu mă numesc Grișa, sunt din Italia. Da, Grișa, chiar acolo te-ai născut în Italia? Nu, sunt din Italia. Sunt din Italia. Dar unde te-ai născut? Unde te-ai născut? Eu. Dar de ce dau eu multe întrebări? Minnesota mă sună. Alo, bună seara. Alo. Alo, bună seara! Bună seara! Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! Vă sună Ivan Sfătar din Minnesota, America. Wow! V-aș propune ca să puneți un cântic mai special pentru trachiști în America, din partea lui Ivan. Și l-a scos... Dar ce piesă specială? N-a zis, nu? N-a reușit. Nu știu cine îl scoate. Nu știu cine îl scoate. Nu știu cine îl scoate. S-a scos singur. Cred că rețeaua sau cine știe, tehnic. Sunt de pe fix, te scoate WhatsApp-ul. Sunt pe WhatsApp, te scoate fix-ul. Trebuie să rezolvăm cumva chestia asta, pentru că se întâmplă... Da, eu rezolv în fiecare zi asta. M-ai găsit tehnolog de mine. Eu pot să fac altceva numai, nu asta. Bun, hai să vedem mesajele la lume. Asta e piesa dedicată, ziceai, fetei, da? Fetelor mele. Cât are fata ta acum deja? 1.30. Ai spus-o cu mândrie. Bună seara. 1.27. Alo, bună seara. 1.21. Alo. Da, spune. Să-ți trăiască. Bună seara, diaspora. Bună seara. Mă uit la fața ta, că mi-arată poza ta cu copilul și cu femeia. Fața ta spune că ești din Costești. Adevăr spun? L-a scos. Bă, dar de ce eu dau întrebări? Alo, bună seara! Dar nu mai dau întrebări. Alo, salut! Bună seara, Italia! Când ne sunați, încercați să nu ascultați live-ul nostru din Facebook, da? Adică vorbiți cu noi la telefon. Vorbiți direct cu noi la telefon ca să nu avem probleme de genul ăsta. Nu, asta nu-i rămas. Îmi lipseau așa probleme. Alo, bună seara! Bună seara, domnule! Bună seara, domnule! Vrem să dăm și noi un cadou muzical. Spune repede, până nu te scoate cineva. Vreau să dăm un cadou muzical pentru prietenii noștri de la Portugalia, fratele Nino Andrei, și la Moldova, fratele Nino Ruslan. Toți prietenii cu poastele. Cu Paștele. Da. Frumos. Asta e tot cu Paștele. Seară bună! Minnesota. Spune! Salut, Anatol! Da, salut! Asta sunt băieți care te-au sunat recent, da? La Minnesota. Mi-am dat seama. Spuneți repede! Puteți spuneți o piesă muzicală pentru trachiștii din America. Trachiștii din America. Ceva frumos! Ai ceva pentru trachiști? Ai ceva pentru... Găsim ceva. Ceva pentru... Dar pe internet ei pot găsi melodiile acestea? Da. Cum să nu găsească? Sunt. Da. Aveți că vor să le asculte live în seara asta. Hai să mergem la trachiști cu Paștele pe toți, cum a spus și domnul. Da? Pentru fratele Ruslan, pentru încă un neam și pe cu Paștele pe toți. Te-ai gândit la ce piesă?
3-3-3. Hai că mai iau și apelul ăsta cât se pregătește. Hai. Italia. Alo, bună seara! Alo? Eu nu-l aud. Eu nu l-am conectat. Alo, salut! Alo? Alo, bună seara! Alo, Anatol, bună seara! Bună seara! Bună seara! Hristos a înviat, Diana! Adevărat a înviat! Lupșor, salutări! Eu vă sun, eu sunt din Pojoreni, mă chem Valeriu, dar locuiesc în Italia. Da. Eu vreau să vă spun că pe Anatol îl cunosc când eram copil mitel, el vine și arbitra cu tata lui la Pojoreni. Eu stai să mă la poza ta. A, tu ai luat tu ai jucat pentru satul tău? Ai jucat fotbal pentru satul tău? Da, cum, ai luat vreun cartonaș roșu de la tata? E multe istorii acolo. Ah, tu ești de și ăla. Da, tata meu, ca tare, e prieten și cu tata tău, cum am înțeles. În anii lor jucau fotbal de atâta. Salutări lui... Ce mică e lumea! Da, mulțumim! Și Lupșor, dacă se poate, un cântec tineretul de la noi din sat, dacă ați vrei să-l cântec, el că vine la Pojoreni, el chiar că era legend acolo. Aha, tineretul de la noi în sat când vine la Pojoreni în special. Îți mai aduce aminte? Noi am transmis piesa asta. Zici bun, da. Mersi mult, Pojoreniu. Da, hai că ne apucăm de cântec. Seara bună și salute. Salut. Da, mulțumim. Pojoreni e un sat foarte serios. Foarte lângă Costești chiar, da? O, Doamne, sunteți rude, poate. Da, păi, chiar lângă Costești și Hanska și Pojoreniu, da. Deci ai avut dreptate când ai zis că toată lumea de acolo păi, e cu noi. Astăzi toată regiunea asta, da, da. Statele Unite ale Ielovenilor astăzi e conectată în special. Hai, Lupule, go! Răzeni, bună seara, Mulești, salut! Tineretul de la noi din sat, dar nu mai stă acasă din seara. Bună seara din Zâmbreni. Și să pornesc cu toți în cetișor. Malcoci, Ion. Unde aud că cântă lupușor. Să pornesc cu toți în cetișor. Unde aud că cântă lupușor. Și e ca câte sate am auzit acum. Am văzut acum în chatul meu. Câte toate satele din Ialoveni au scris aici. Vreau să întreb, cum stai la capitolul purpuriu? Este așa ceva la tine? Asta se face oricând și oricând. Este, se face purpuriu? Pentru că la noi este așa probă. Purpuriu, este. Unde se vorbească... Potpuriu! Sau potpuriu, cum spune? Potpuriu! Cum spune? Purpuriu. Eu am spus purpuriu. Da, eu nu știam că... Alo, bună seara! Acum și râi din asta. Bună seara, diaspora! Bună seara! Știu să-mi viat! Da, salut, cine ești? Aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru tatăl meu care a plinit astăzi vârsta de 50 de ani. La mulți ani. Îi doresc mulți ani, sănătate, bucurie. El se numește Roșca Gheorghe, satul Suhulcen, raionul Telenești. Asta e ficiorul de la Germania, îl felicită. Îi doresc mulți ani, sănătate. Și încă o dedicație muzicală pentru o cumătră care plinește vârsta de 23 de ani. Tot astăzi este ziua ei. Îi doresc mulți ani sănătate și bucurie să fie iubită de soț, bucurie de la părinți, mulți ani aici. Aș dori un cântec, dacă se poate, pentru tată și un cântec pentru cumătre, dacă se poate. Hai trei cântece, adică două și încă unul. Hai, care sunt alea astea două? A treilea să fie pentru prieteni și pentru toată diaspora. Bun, noi spunem toate trei la rând. Asta le punem, da? Un potpuriu. Mulțumim frumos! Un purpuriu, da. O seară plăcută ție, mersi. Alo, bună seara. Alo, plus 337. De unde oare ne sună? Noi nu te auzim. Iarăși nu-l auzim pe omul ăsta. Hai să mergem cu purpuriu. La purpuriu cam câte piese o să încapă? Câte vrei? O să încapă și 3, dar și 4, și 5. Eu vreau să te întreb încă ceva. Alo? Vorbiți, doamnă! Alo. Vorbiți, doamnă! Bună seara! Văd că vorbești sau auzi. Păi vorbiți, doamnă, vă spun că... Bună seara! Când ne sunați... M-auziți, doamnă? Nu ne aude. Când ne sunați, închideți live, închideți volumul la live să vorbiți cu noi la telefon. Salut! Ce domnieță ne sună! Alo! Bună seara! Italia, te salutăm! Seara!
Bună seara, te scoate 666. Ia uite, sună... Salut! Opriți volumul. Hai la propriu. Nu reușim, sunt prea mulți. Nu, e vorba de un lucru foarte important. Acum că toți ascultați asta. Când mă sunați, volumul de la live îl dați încet de tot ca să vorbiți cu noi, să ne auziți în telefon, că dumneavoastră voi ne auziți în întârziere. Bălupule, mă întreabă lumea dacă astăzi o să se audă și pentru 20 de lei. O să fie pentru 20 de lei. Eu credeam că ei dau 20 de lei pe Patreon. Nu, mă. .com. Asta e piesa aia. Și asta e piesă? Da, hai, vă rog să vă inspirați că 20 de lei, asta ar însemna un euro. Dacă ar dona fiecare din voi, suntem 2800 pe live, câte un euro, cât am face 2800. Și Diaspora ar putea continua activitatea aici atât de frumos cum se întâmplă în fiecare seară de la 8. Mulțumim frumos! Repetăm asta, repetăm asta de ani de zile deja. Și trăim frumos. Hai! Hai, lume! Muzica aia! Hai cu share-ul! Hai cu like-ul! Hai să meargă bine! Come on! Natasha, Natasha, zice Natalia. Țipala, bună seara! Așa e viața, așa e viața, așa e pe lume dat omului. Așa e viața subțirică, iața, omul se duce la vremea lui. Așa e viața subțirică, iața, omul se duce la vremea lui. Așa e viața, așa e viața, așa e pe lume dat omului. Așa e viața subțirică, iața, omul se duce la vremea lui. Așa e viața subțirică, iața, omul se duce la vremea lui. Să mai vrem, să mai vrem un păcărel, dintre viața asta nu înțeleg de fel. Doamne, eu te rog, răspunde-mi la întrebare, de ce viața-i ce te doare? Să mai bem, să mai bem câte un păcărel, pentru că seara asta n-o turna de fel. Doamne, eu te rog, răspunde-mi la întrebare, dar și-ți greșiți așa de tare, he, he, he. Ne mândrim cu tine, scumpul nostru, mare Filip Scrie. Salutări de la Buțeni, Ana. Salutări din Hanțca, de la Ion. Așa e viața, așa e viața, așa e viața pe acest pământ. Omul cât trăiește agonisește, dar nu ia nimic cu dinsul mormânt. Omul cât trăiește agonisește, dar nu ia nimic cu dinsul mormânt. Să mai bem, să mai bem câte un păcărel, pentru viața asta n-o înțeleg de fel. Doamne, eu te rog, răspunde-mi la întrebare, de ce viața-i trecătoare? Să mai bem, să mai bem câte un păcărel, pentru viața asta n-o înțeleg de fel. Doamne, eu te rog, răspunde-mi la întrebare, de ce viața-i trecătoare? Salut din anenii noi! La nunta mea a cântat 24 de ani în urmă, Svetlana Vali. Din Germania, Rotar Victoria. Mihai din Hâncești. Sirioja din Lijancă, de pe Lijanca. Cristești de la Vasile. Am gândit că mare tatu-i floare la oriente, iar am fat mândrânsat fără de perete. M-a întrebat băieți de treabă, însă fără rost, m-am ferit de cei mai buni, m-am măritat cum prost. Arăta așa cu minte, bata-l Dumnezeu, este o vorbă, mă ți-ai plânt, dar scârâie rău. Parcă-i moli, e vrăjmașă, tot mă roade într-una. Și dacă șerpanul-i plașă, îi arde câte una. O, 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 să taia gura, e ca să nu-i mai placă băutura. O, 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 și mâinile de la cot, e ca să nu-i mai poată da la cot. O, 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 să taia gura, e ca să nu-i mai placă băutura. O, 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 și mâinile de la cot, ca să nu-i mai poată.
te dea la bot. Cineva mi-a adus aminte de piesa Brigada Băcălaș de pe chat. Am să-l rog să cânte așa asta. Eu țin minte Brigada Băcălaș, o, Doamne, și piesa aia. Dar n-am mai auzit fildul de așa gospodar. Soarele cum se ridică, el îi bate în bar. Și-i sună pe mobil, nevastă, auzi bine. Câtă radio chibrit, sunt și lângă mine. Dar când s-aude scârțâietul la caloșii mei, el mai bea un păcărel, pentru așa femei. Îl apuc în șer de-o mână și-l arunc pe spate. Merg prin sat, parcă taxiul 907. Oh, se ca iar gura, e ca să ne mai placă băutura. Pop, 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 și mâinile de la cor, e ca să nu-i mai poate da la bor. Pop, 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 să caia gura, e ca să nu-i mai poate băutura. Pop, 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 și mâinile de la cor, ca să nu-i mai poate da la bor. Felicitări pentru Gheorghe Tigaie din Costești. Duminică, ziua de naștere a avut-o. De la Oxana. Din Dublin, la nunta noastră, cântat 9 ani în urmă, de ziua lui, 29, Galina Levinte. De ani în urmă ați cântat la noi, Bordei Marcela, zice. Op, 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 să cai arcura. Op, op, op. Ca să ne-i mai poate băutura. Op, 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 și mâinile de la cot. Ca să ne-i mai poate da la cot. Stai pe loc acolo. Mi-au zis foarte, mi-au scris Brigada Băcălaș. Bă, asta e, dar vino te rog să ne spui ce, care e istoria cu Brigada Băcălaș, pentru că tu știi așa piesă, Diana. Brigada Băcălaș. Eu vreau să-ți spun. Ce vrei să spui? Eu vreau să-ți spun că piesele pe care le-am ascultat în această seară sunt în premieră pentru mine. Sunt o premieră, deci toată prezența lui este o premieră, o descoperire pentru mine, sincer. Eu vreau să-mi cer scuze de la toată lumea. Eu toți anii la Anglia am cântat la altă clapă, asta e clapa care eu țin la Moldova. Este diferență între claviatură, este diferență și între emoții. Am emoții chiar dacă am 25 ani când cânt la nunți, dar sincer am emoții. Așa că mă scuzați, sunt greșit. Bună seara, bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara! Hai încă o dată, bună seara, doamnă! Bună seara la toată lumea, mă numesc Cristina. Da, Cristina. Spune, Cristina, bună seara! Bună seara la toată lumea, mă numesc Cristina, sunt din satul Costești. Aș vrea să transmit salutările lui cumătru Vitalic și să-l rog să-mi cânte cânticul Cristina. Cristina, ai și de Cristina. Pentru cumătru, îți dai seama. Ai și Lenuța, și Cristina, și Augustina, și Marina, și Liliana. Salută cumătru. Salut, salut. Când te rog, când Cristina, și știi că noi te așteptăm în Durduc. Să facem veselie. În Durduc. Asta unde e Durduc? În Mahală, cumătru, te așteptăm. Deci, bine, cumătru Andrei își face. Cumătru Andrei ce se uită live și te așteaptă. Așa ajunge un păcat de bine pe dâns. Deci, ca să amuș, amuș. Costești așa de mari care... Socoate locul 2 ca locuitori în țară. Și el e împărțit în Măhăli, Valea Morilor, școala numărul 2, Gârlea, așa e. Așa e. La popii. Doamne. Da. Mersi mult pentru Cristina o să fie. Spune istoria lui Băcălaș. Anatol, vreau să arăt la toată lumea cadou care ți l-am adus, fiindcă da? Este legat de această piesă. A, serios? Serios? Uite, eu n-am deschis că mă gândeam că e o băutură care nu trebuie să o arăt, dar bine. Hai să așa. Se vede că sunteți măhăleni. Vorbesc în termeni costeșteni. Hai să vă arăt. Legenda. Asta e pe prima parte. Uite, Doinița mi arată zoom, unde zoom. Da, da. Asta e Cana. Am vrut să scriu Legenda din Diaspora Media Forever Together. Legenda și Diaspora Media, iată. Stai că nu e zoom. Dar cum să... O să mă duc acolo mai bine. Iată, da, du-te. Iată ce frumos. Legenda în Diaspora Media. Și pe partea asta Together Forever. Da. Asta e familia mea pe care o iubesc foarte mult. Hai, dar ce micuță-i Camelia acolo? Câți avea? Un anișor, doi? Da, avea un an jumate și era mea. Și maică-sa era blondă.
Și mama era blondă. Ei nu-i place așa. Nu-i plac pozele când era blondă. De ce? Așa e. Nu-i place. Îi place mai mult bruneta. Ia stai-ți mă. Spune, mulțumesc. Și este o băutură. Și este o băutură. Așa, fabricată la Costești de domnul Mihai Sava. Știți că la noi la Costești este un sat de oameni gospodari care scot bani și din piatră. Hai să arătăm și asta, dacă tot suntem un radio online de internet și nu suntem televiziune cu licență. Iată, Mihai Sava este vin care se realizează acolo. Este un vin foarte apreciat în Costești. Da, da, chiar astăzi când veneam de la țară, de la IMEI, am trecut pe lângă indicatorul unde scria sau crama lui Mihai Sava. N-am fost niciodată acolo și mi-am propus să ajung. Este un gospodar extraordinar cu un vin gustos. Deci trebuie să ajung acolo, nu? Da. Trebuie să merg. Și eu, dacă sincer, n-am fost niciodată, așa păi că mergem toți împreună. Trebuie să mergem, da, da. Anatol, ce e legat de cântecul Brigada Băcalaș? La noi, la Costești, e foarte bine. Aha. Un grup de băieți care eu le-am făcut această piesă pentru ei. Aha, aha. Era așa un caz când s-a întâlnit cineva, băi, uite, vine anul și nu merge televizorul. Dar ăsta, dar păi eu repart televizoare. Dar cum, că n-am auzit de asta. Eu repart televizoare. Bine, uite, îi spui lui femeie ta să fac o zamă, un teanc de plășinte și eu vin să fac televizorul. Să duci și ăsta. Băi, dar uitați, sunt eu Paianicu și întreb acolo. Vasile, vine și-mi ia de Paianicu. Vine Vasile cu Paianicu, nu a luat olov. Pietre, adă olov, Sașa și Iulien și așa mai departe. S-a adunat toți, au băut, au mâncat. Ei, și nici să mai fac televizor, că eu nu știu ea face televizoare, nu? Și uite, așa le-am compus cântecul ăsta. Așa că dacă vrei să intri în această brigadă, da, trebuie să bei cu cana. Eu nu degeaba ți-am băut cana. Să bei vinul cu cana. Și dacă dai examenul, doar așa, că altfel nu-ți primesc. Extraordinar. Am să mă țin de cană. Eu vreau ca să mergem cu două odată, Băcălașul și cu Cristina, sau 20 de lei alegi? Ca să avem două odată, acum. Te gândești a doua care o să fie, da? Faceți cunoștință cu Brigada Băcălaș, e o piesă pe care o știu și eu. Sincer, cum spuneau mulți aici de pe chat, nu conta la cine, nu știai la cine e nunta, cum îi cheamă pe miri. Dar unde cânta Lupșor, acolo se ducea satul și asculta de afară, din drum, sau mai ales dacă era nuntă la Casa de Cultură afară. Extraordinar! Da, mă, așa era. Că satul e mare, vezi, nu vrei, nu vrei. Hai, Băcălașule, fii atent ce piesă s-a făcut. Brigada numărul 2, caii nu beau cu litra, dar nici cu canistra. Este în sat la noi, brigada numărul 2, caii nu beau cu litra, dar nici cu canistra. Ei înșet, înșet cu Băcălașul, beau așa până li se înfămasă. Brigada Băcălaș, cei mai buni frântași, câte-i faci un pui la foc, beau un polobo. Brigada Băcălaș, cei mai buni frântași, câte-i faci un pui la foc, beau un polobo. Hai! Ce piesă și asta, mă! În 10 minute spunem stop, vot! Dacă întâmplător ai televizor și ți s-o stricat, brigada e temat. Brigada Băcălaș, cei mai buni fruntași, dacă văd duci că nu fac televizor, dar ei încet, încet golesc ușorul, strică de tot televizorul. Și Brigada Băcălaș, cei mai buni fruntași, câte-i faci un pui la foc, beau un polovoc. Brigada Băcălaș, cei mai buni fruntași, câte-i faci un pui la foc, beau un polovoc. Hai, hai! Andrei Coșiuc spune, la Horăști sunt mai multe brigăzi. O fi, mă, omule, nu știu. Salutări de la Furnicariu, Jenia Luca. Brigadierul lor, parcă e un bujor, dimineața la nereat, e cu nasul înflat. Brigadierul lor, parcă e un bujor, dimineața la nereat, e cu nasul înflat. Dar el înșet, înșet cu Băcălașul, de așa până iese înflă nasul. Și împreună! Brigada Băcălaș, cei mai buni frontari, câte-i faci un pui la foc, pe un polovoc. Brigada Băcălaș, cei mai buni fruntași, câte-i faci un la foc, eu am polo. Pentru Tudor Negru din Costești, cu 58 de ani,
din partea fiilor din Statele Unite, de la Grigorie, care scrie pentru Tudor Negru. Este în sat la noi brigada numărul 2, Cainu beau cu litra, dar nici cu canistra. Este în sat la noi brigada numărul 2, Cainu beau cu litra, dar nici cu canistra. Ei încep, încep cu băcălașul, eu așa pe-n lise e-n frânasul. Și brigada băcălaș, cei mai buni fântași, câte-i faci un pui la cor, eu colobor. Brigada băcălaș, cei mai buni fântași, câte-i faci un pui la cor, eu un colobor. Foarte bine, mă, foarte bine. Se gândește acum, Vitalie. Extraordinar. Avem 20-34 și încă piesa. Tu dai seama cum a trecut timpul cu și n-au fost atât legenda de multe. Numai eu cât am scris aici, am văzut aici scris Augustina, Cristina, da, pentru 20 de lei, adică mă rog. Dar toți sunt distribuiri sau nimic? Dacă sunt distribuiri, nu știu. Diana, uite, câte distribuiri avem noi până acum? Așa. Poți să te uiți repede? Stai, mă uit acum, da. Câte distribuiri sunt acum? Avem 2353 de distribuiri. 2353, puțin. 5247 de comentarii. Deci spune-le acum la lume să distribuie, pentru că dacă distribuie, băcălașul va fi plin. Dacă distribuiți, mai vin la diaspora. Așa. Ok, cu ce continuăm? 20 de lei. 20, bă, stai, nu te grăbi. Deci piesa asta pentru 20 de lei, tu știi, am spus la lume, piesa asta pentru 20 de lei e unul din hiturile legendei. E unul din hiturile care se auzeau în casete din piață, când se vindeau, vino și spune, de unde a apărut piesa asta 20 de lei? De unde până unde ți-a venit așa atât idee? Atât costa caseta atunci? E din propria experiență sau cum? Nu, eu nu sunt ăla care, cu Doamne ferește, aude femeia moște. Adică când am dus discul la studioul, la aceeași persoană, la Ion Stratan, el îi zice, acolo era un băitan așezat pe un scaun, așa cu mușchi mari, zic, Pavel, ia, te rog, și ascultă discul ăsta și vezi. Faci să-i dăm să-i pătim băietului sau... Este vorba de Pavel Stratan. Ascultat piesele, s-a pus cap pe masă și se râde, dacă mă aude cumva, îl salut. A, Pavel. Da, se râde, eu zic, băi, dar atunci el încă nu avea piesă scoasă. Eu zic, eu sunt nebun, dar tu mă împiești. Pavel Stratan a zis asta. Extraordinar. Și anume la piesa 20 de lei. Asta și avem eu multe piese acolo. Când a scos volumul numărul 1, a fost doar piese de astea. Atunci s-a vândut și în ziua de azi se vinde acest disc piață. Serios? Da. Anume... Unde îl găsim? Piața centrală. La piața centrală, dar pe discuri. Foarte bine, acolo e tare multă lume. Dar pe discuri, dacă este, că acum casete nu le mai vezi. Dar tu casete cu piesele tale le ai acasă? Nu. Nu? Cum așa? Ne ducem la piesă, ne ducem la 20 de lei, după care o să vă spunem și cine vine săptămâna viitoare, după care o să vă spun și cum formația mea a înregistrat o piesă la Vitalie Lupu acasă, cum am înregistrat eu o piesă la el acasă și am cântat cu ea în Piața Mare Adunări Naționale. Hai! Să vină piesa aia! Este o stradă în Chișinău plină cu camioane. Stau mașinile încărcate pe strada iubirii, dar o leargă mai încolo stau și trandașirii. Pentru 20 de lei, dacă nu-i jălești, el îți fac așa plăcere că-i s-o pominești. Pentru 20 de lei, dacă nu-i jălești, el îți fac așa plăcere că-i s-o pominești, bă! Stau băieții cu mașinile de dimineață, când văd un cumpărător, strigă ca la piață. Hai la șefer, hai la var, hai la cărângide, dacă agioalele și ele, hai băieți la... Pentru 20 de lei, dacă nu-i jelești, ele îți fac așa plăcere, hai să pominești. Pentru 20 de lei, dacă nu-i jelești, ele îți fac așa plăcere, hai să pominești.
Bă, ce frumoasă, felicitări din Italia. Am și eu o fată frumoasă, Valentina Grănaci. Salut, Fălești, sărata veche. Salut din Dubai, de la Constantin Midori. Oh, 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 piatra mai așteaptă. 20 de lei, nu-i mult, dă-se-mi și-ar pe dată. Dă-se-mi cumpăr șorțe între capărătoare. Nu cumva să aibă gânduri și ei cu multe cioare. Să n-ai clipier, să n-ai spirit, să n-ai florișele. Să nu-i împrumut acasă și nevestei mele. Să n-ai clipier, să n-ai spirit, să n-ai florișele. Să nu-i împrumut acasă și nevestei mele, bă. Felicitări din Israel, de la Costa. Ziua o trecut la fuga și se lasă seara. Și să-și jăluiesc șoferii cum le-a mers vânzarea. Stau mașinile încărcate de o lună întreagă. Nu înțeleg de cine săpul meu nu se întreabă. Când vine-n bila cu buscamentul m-a oprit. I-am dat 20 de lei, poate eu sta în gât. La unul s-o spart o roate, la altul e soarele. Dacă joalii de fac bani, are din chișoarele. Și de ani urmă în satul Hanska ați fost la Leona Opincă. Oh, 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 Doamne și iar Doamne. Este o stradă Chișineu plină cu camioane. Stau mașinile încărcate pe strada iubirii. Dar o leacă mai încolo stau și trandașirii. Pentru 20 de lei, dacă nu-i jădeiești, el îți fac așa plășerii că-i s-o pominești. Pentru 20 de lei, dacă nu-i jăliești, el îți fac așa plășerii, vrei să pominești. Când vine-mi de la cobuscamentul, m-a oprit. I-am dat 20 de lei, poate eu sta în gât. La unul s-o spart o roate, la altul e soarele. Dacă joalele fac bani, disfăcând fișoarele. Asta e piesa de care ziceam, Diana. Conție. Da. Tu pentru 20 de lei și-i faci. Ce să zic, foarte inspirată melodia și versurile acestei melodii, dar cine ți-a povestit despre această stradă? La noi, la Costești, jumătate de Costești aveau ziluri pe timpurile. Așa, da, și da. Nisip, de la Cobusca și din șofer în șofer. E o piesă. A, am, și s-a auzit. Am compus-o 10 ani de, 10 ani de zile am compus o piesă. Până am... Cât ai prins, până ai prins povestea. Da. Cât ai înțeles și asta. Până am, da. Spunem, atât, spunem stop vot, Doina, te rog frumos, dăm pe WhatsApp rezultatul votului. Spunem bună seara între timp altcuiva, salut! Bună seara! Bună seara, eu sunt din Costești și sunt vecină cu Vitale. Și ar dori să vă doresc multă sănătate și pace în suflet cu ocazia sărbătorilor de Paște. Mulțumesc! Aș dori o dedicație muzicală pentru tata. Așa e, așa e dat omului. Tata nu e acasă, e și el dus în Anglia. Am crezut că îi spui că tata e la diaspora. Da, da, da. Pentru vecinul meu, știi cum. Copile, cum te cheamă? Mă cheamă Pavel. Pavel, îl știi pe Pavel? E vecinul vostru. Și tatu-i... Dar câți anișori ai? Tatu-i pisticotare. Am 7 anișori. 7 anișori. Mulți înainte. Vitale, îl știi pe Pavlușa? Tu, în genere, știi vecinii. Știi, a, toți... El nu-și cunoaște vecinii. Ai, e adevărat ce se spune că toți copiii din mahală seamănă cu tine? Nu, nu au și urechea mie. Ok, ok. Pavlică, seară bună. Mulțumesc, mă. Hai, Pavlică. Avem voturile. În cazul în care spun repede cine sunt câștigătorii, vă rog să ne dați și numărul de telefon de contact la cei pe care îi rog eu. Alo, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vreau să vă felicit și pe dumneavoastră cu sărbătorile de Paști și să aveți mult sănătate și fericire. Mulțumim. Doamna Diana și domnul Anatol și domnul Vitali. Mulțumim. Și dumneavoastră. Mulțumim mult. Eu mă numesc Nicoleta, sunt din Comuna Băcești și aș vrea să felicit fetele din Hoi, Angela Burcă și doamna Maria și îmi transmit și lor mult sănătate, fericire și cu sărbătorile de Paști felicitări și lor. Sperăm că acest mesaj a fost auzit, recepționat. Da, 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 Băciu. Da, da, da. Și iese din Băciui, se duce în țară. Așa-i? Da. Mersi, mersi mult, Băciu. Cele bune, sănătate, la revedere. Vreau să spun rezultatele finale. Așadar,
Am avut de ales dintre Jean de la Iurceni, formația Fulger și frații Cristian. Cineva are 312 voturi, cineva are 391 de voturi și cineva are 966 de voturi. Doamne, da? Ce diferență de voti! Da, da, și se întâmplă cam asemănător, cam ce s-a întâmplat și săptămâna trecută, exact la fel. Formația Fulger este aleasă. Wow! Îi cunoști? Nu-i cunoști personal, dar... Nu-i cunoști. Formația Fulger. Wow! Acum aștept pe chat-ul nostru să-mi dați niște... Cine are contactele, da. Niște contacte de la Fulger, pentru că... Voi ați propus, voi dați-ne numărul. Da, voi ați votat, voi ați propus, dați-ne și numărul să vedem care e treaba repede cu Fulgerul. Și o să trecem la cântat, da? Hai să vedem. Lupușor cântă Of cum nată. Ce piesă mai este și asta Of cum nată? Of cum nată, bat-o vina, nu mă lasă la vecină. Nu mă lasă la Cristina. Hai numărul celor de la Fulger. În cazul în care Fulgerul nu poate veni, spre deosebire de săptămâna trecută, frații Cristian de data asta îl bate pe Jean de la Iurce. Au 390, da, da, frații Cristian. Săptămâna trecută Jean i-a bătut pe frații. Da, vezi că s-au mulțit frații acum. Hai numărul, vreau numărul. Hai pe WhatsApp. Ne ajutați vă rog cu numărul. În cazul în care n-aveți numărul, degeaba mai votați, degeaba mai propuneți. Hai să cântăm, după care primesc și eu cântecul, numărul. Așadar, cine are numărul la formația Fulger, vă rugăm frumos să ne ajutați. Între timp, Vitale vine cu încă o piesă. Te-ai gândit ce bagi acum? Da, m-am gândit. Ce bagi? Hai, de ce întrebi ce bagi? Vezi ce curios este Anatol? Eu vreau ca să se audă toate alea. Da, nu cred că mai avem timp. Vreau să fac o dedicație muzicală special pentru... familia ta, pentru soția ta, cred că n-a făcut nimeni aici așa o dedicație muzicală. Am aflat săptămâna trecută de la Diana că soția ta se numește Tatiana. Da, da. Așa. Eu i-am dat numele ăsta. Bravo ție. Sper să-i spui câteva cuvinte frumoase, deoarece urmează o piesă special frumoasă cu acest nume. Bă, da. Aștept două cuvinte frumoase din partea ta pentru soția ta. Zaya, I love you, eu te iubesc, eu te respect, eu țin la tine, eu te cuprind și mersi mult că ești cu mine, mersi mult că ai răbdare cu mine și mersi mult că accepti așa un bărbat ca mine. Te iubesc, Zaya, e ok așa? Frumoase cuvinte. Frumoase, da, cuvinte. Doamna Tatiana, această piesă răsună din partea lui Anatol pentru dumneavoastră. Ia. O veste lirică, da? Deschide-mi inima și-ai să vezi, când ea nu-i loc pentru altcineva, dar pentru tine bate inima mea. Așa cum luna e una între stele, tu ești una în visele mele. Îmi spui adesea să-ți dovedesc, să-ți arăt cât de mult te iubesc. Drept dovadă îți dau viața mea, fă iubit-o ce vrei cu ea. Îți dau inima și zilele mele, păi iubito, ce vrei cu ele. Deschide ușa, tăliușa, spre inima mea. Întinde-o mână, iubito, și nu le prima. Tu ești cu mine, dar lacrimile îți udă geamă. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, Tatiana. Deschide ușa, tăliușa, spre inima mea. Întinde-o mână, iubito, și nu le prima. Tu ești cu mine, dar lacrimile îți udă geamă. Și nu înțeleg ce se întâmplă, Tatiana. Am să-i cânt piesa asta de seară. Această piesă este pentru soția ta. Mersi, la soție. La mulți ani înainte împreună. Pentru tine îmi floresc trandafir, pentru tine viorele îmi floresc, pentru tine curcubeul răsare și șoptește că eu te iubesc. Floricelele toate din văi înfloresc de dragul ochilor tăi. Cum valul mării aleargă spre mal, așa iubito alerg eu spre tine. Și atunci când alături te am, nu-mi e frică de ziua de mâine.
chiar din inimă s-aude un plâns. Lângă pieptul tău ține mă strâns. Deschide ușa ta, ușa spre inima mea. Închide-o mână, iubito, și nu lăcrima. Tu ești cu mine, dar lacrimile îți ude geana. Și nu înțeleg ce se întâmplă, Tatiana. Deschide ușa ta, ușa spre inima mea. Închide-o mână, iubito, și nu lăcrima. Tu ești cu mine, dar lacrimile îți ude geana. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, Tatiana. Tăniușa spre inima mea. Întinde-o mână, iubito, și nu lăcrima. Tu ești cu mine, dar lacrimile îți ude geana. Și nu înțeleg ce se întâmplă, Tatiana. Deschide ușa, Tăniușa spre inima mea. Întinde-o mână, iubito, și nu lăcrima. Tu ești cu mine, dar lacrimile îți ude geana. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, Tatiana. Mersi mult. Am să-i transmit. Vai, deja a început să-mi pară rău că nu mă cheamă Tatiana. Alo, bună seara. N-ar trebui. Alo. A stat. Știi că am o soră, Tatiana, eu. Da, deci da, piesa da. Asta a fost și pentru ea. Și... din partea mea. Avem numărul la Fulger. În sfârșit, hai să-i sunăm. Să vedem, hai să dacă, vedem ce fac, ce dacă, zic. Dacă sunt, am văzut acire recent pe chat, mai zice lume că ei în general nu sunt țară. Nu-i serios așa. Ți-am zis să-i sunăm. Să-i întrebăm. Nu-i nimic. Sunt ceilalți. Vin alții. Alții nu mă sunați acum, că încerc să... Vă rog frumos, nu mă sunați acum. Vă rog frumos, nu mă sunați. Uite, uite, eu rog frumos, nu mă sunați. 079 5. Vă rog frumos, nu mă sunați. 533805. Repede sun ca să nu mă altcineva. Hai cu Fulgerul să vedem. În cazul în care Fulgerul nu poate, e posibil să dăm de frații Cristian. Da, sigur. Care la fel e posibil să vină marți, că luni știi cum e cu... Aha. Paștele... cu Paștele la... blajenilor. Eu zic să nu ne grăbim. Ce număr aveți pe WhatsApp Diaspora Media? Păi uite numărul. E 0695. Tolea de seara așa să când deschid. Alo, da, mă scuze, da, alo. Alo, bună seara, domnule. Bună. Dumneavoastră sunteți din formația Fulger? Da, vă ascult. Extraordinar, domnule. Știți cu cine vorbiți? Cu Anatol Mielnic. Foarte bine, domnule. Dumneavoastră cum vă numiți? Cu cine vorbesc? Păi ați răspuns la întrebare, cu Anatol Mielnic. Valentin mă numesc. Domnul Valentin, dumneavoastră vă uitați la live-ul nostru acum? Nu. Ați auzit ce s-a întâmplat în această seară? Nu. S-au pus la vot 3 formații. Cine, cine să vină săptămâna viitoare? Și peste 1000 de oameni, peste 1000 de oameni întreabă dacă exact există formația Fulger. Există formația Fulger? Întocmai. Există formația Fulger. De câți ani există formația Fulger? Formația Fulger există mai mult timp în urmă, că a fost prima formație, a fost care persoanele au plecat deja la pensii, pensionari. Aha, și tu ai rămas, alături de noi, apropo, este Vitalie din formația Legenda, îl știi? Legenda, 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 legenda. Vitalie Lupșor din Costești? Ah, da, acum da. Puteți să vă bună seara. Bună seara, bună, bună seara, seara, bună seara, bună seara. Vitalie din Legenda acum e la noi în studio și dumneavoastră ați fost votat ca să veniți, de diaspora, ca să veniți săptămâna viitoare, formația Fulger să vină la noi la diaspora. Marțea viitoare, dacă sunteți în țară, da, nu plecați. Da, Diana, Diana, am înțeles, da, ești, da. Da, bună noi seara. Noi suntem acum în emisie directă și multă lume așteaptă răspunsul dumneavoastră dacă formația Fulger e de acord să vină
săptămâna viitoare la Diaspora. Da, suntem de acord, nu e problemă. Dacă Diaspora îmi doriți să fim. Foarte tare! Asta vroiam. Dacă Diaspora să vin. Diaspora a zis da, iată acum Diaspora aplaudă și o să facem cunoștință mai bine deja marța viitoare. Felicitări și ne auzim săptămâna viitoare, da? Da, da, mulțumim, Anatol, mulțumim frumos. O seară plăcută. La revedere. Cât de repede s-au rezolvat? Cât de greu a răspuns și cât de înainte de cât de repede s-a întâmplat. Înainte de a trece la următoarea piesă, vreau să-mi aduc aminte că eu la Vitalie Lupșor, eu aveam formație înainte, aveam formația Crazy Dance. Da, știm, dansai, uite, dansai în cap, noi, în mâini, noi, în nas. Noi cântam și dansam. Și una din piesele noastre se numea Crazy Dance. Așa și se numea Crazy Dance. Era și culmea să se numească altfel. Deci am înregistrat-o la Vitalie, pentru că eu noi n-aveam bani, că la studio atunci era cu bani. Și l-a rugat și Vitalie, zic, bă, Vitalie, hai să vin la tine să înregistrăm piesa asta, o facem la clapă. Deci, copia, și cum? Și am făcut-o, într-o zi am făcut piesa la clapă, am înregistrat-o la clapă cu microfon tot la el. Pe mini disc atunci am înregistrat, atunci erau mini discuri. Știu, eu am avut mini discuri, da? Le mai am și acum. Și acum țin minte că noi am muncit vreo 6-7 ore, am stat acasă și am făcut piesa, noi trebuia să o facem în stil electric încă. Doamne. Adică, știi cum de obicei te duci în studio și faci. Tu erai fan Animal X, faci, nu? Da, și faci electrică din efecte. Așa, dar eu puneam așa mâna la microfon și făceam Crazy Dance, Crazy Dance, Crazy Dance. Și cu piesa asta, care am înregistrat-o la dânsul la clapă în casă, noi am ieșit în Piața Mare a Adunării Naționale, Doamne. Am cântat și am dansat, da, cu piesa făcută la clapă. Dar vreau să-ți spun că tu i-ai luat-o înainte, interprete care acum la nivel mondial este foarte cunoscută, Billie Eilish, o cunoști, este din America, și înregistrează acasă, înregistrează melodiile la fel la un microfon. Exact, la Billie Eilish vrem să ajung. Și face la fel efectele astea, le face cu vocea, crede-mă, da, voi erați moderni și atunci. Tocmai de asta eu țin încă o dată să-ți mulțumesc pentru faptul că m-ai ajutat în în această zi. Dar eram copil. N-ai pus niciodată aici la Diaspora piesa, vreau să o aud. Ea a fost eliminată. Vreau să aud cum cântă clapa lui Vitalie. Eu țin minte că așa puneam mâna la gură și eu vreau, Vitalie, vreau electric. Pune la gură și eu făceam așa Crazy Dance, Crazy Dance. Doamne Dumnezeu. Câte amintiri, mare nebunilor. Rușini. Care amintiri să-s rușini? Rușinea satului. Modestule. Nu mă, eram rușini. Doamne ferește, mi-am adus aminte și m-am... Ia uite ce urechi frumoase are Vitalie. M-am rușit. Da, bă, el participă la urechea serii. Hai să cântăm, Vitalie. Vine formația Fulger, vă readuc aminte. Bravo, Diana Anatol și Lupușor, este super, Sergei Grigoriță. Înregistrează acasă cu microfon profesional și pe urmă merge la studio unde lucrează inginer ca să aducă piesa la calitatea standard, zice Dumitru Mireacle. Apropo de Costești, aici nu ne lăsăm, pentru că peste 3 săptămâni, după ce lupta vloggerilor ia iar pauză, o să avem battle la discotecă dintre Deep Stage, Dumitru Mireacle, cel care a făcut remixurile lui Costi Burlacu și Adrian Ursul, țineți minte. Deep Stage va lupta într-un amical, într-o discotecă cu DJ Z, da? Așa că în 3 săptămâni avem și bătălia asta de disco. Let's go, băieți! Au trecut de luni și să pe mână. Azi te-am întâlnit, bădiță, cu inel pe mână. Au trecut de luni și o săptămână. Azi te-am întâlnit, bădiță, cu inel pe mână. Cu inel pe mâna dreaptă, mai bădiță, mai. De mâine o altă fată, mai bădiță mai. Coborai la vale, coborai încet. Când îmi amintesc, mă doare inima de piept. Coborai la vale, coborai încet.
când îmi amintesc, mă doare inima din piept. Voi că se dori și eu, măi băieță, măi, voi veni la tine cu al meu bărbat, să te întreb să mă cunoști, fiindcă mi-ai păstrat. Voi veni la tine cu al meu bărbat, să te întreb să mă cunoști, fiindcă mi-ai păstrat. Florile miresei, măi bădeță, măi, te-ai cuprit de bade și te-ai sărunta, de-acum nu ți-oi fi iubită, ți-oi fi fina ta. Te-ai cuprit de bade și te-ai sărunta, de-acum nu ți-oi fi iubită, ți-oi fi fina ta. Mai băgheță, mai, de când nu mai vii la mine, mai băgheță, mai. Au trecut 3 luni și o săptămână, azi te-am întâlnit, băgheță, cu inel de mână. Au trecut 3 luni și o săptămână, azi te-am întâlnit, băgheță, cu inel de mână. Coborai la vale, coborai în cer, când îmi amintesc, mă doare inima din cer. Coborai la vale, coborai în cer, când îmi amintesc, mă doare inima din cer. În lipsa așa noutate, care? Aici în lumea îmi scrie că fulgerul de care s-a votat și care s-a adus aminte este în Italia. Noi i-am sunat un alt fulger în general. I-am sunat pe alții din fulger. Cum adică? Nu e un fulger? Nu, e-s două fulgeri. Unul care e psihotare și nu mai cântă și e alt fulger. Noi l-am sunat pe alt fulger. Păi deja gata, nu mai putem să intervenim, da. Să mai schimbăm lucrurile. Vitale, vino că să ne luăm rămas bun de la lume și cu ultima piesă, că aici se contrează lumea. Cineva vrea Cristina, cineva vrea Augustina, cineva... Ai scânt rujul de pe cămașă. Rujul de pe cămașă de la Cristina. Mersi mult că ai venit. Acum poți să zici ce vrei la cine vrei. Vă salut pe toți. Îmi salut familia mea care este la Anglia. Salut toți prietenii. Vă salut, vă mulțumesc de susținere. Mereu voi fi lângă voi. Așa cum sunt eu, nu mă pot schimba. Asta sunt eu, Lupșor de la Costești. Vă pup. Ce mai vrei de la omul ăsta? Măi, ce lupșor! Ce lupșor cu pupușor! Ți-a plăcut lupul de azi, da? Da, mi-a plăcut. E așa, e un lup drăguț. Uite, pe stânga am un lup negruț, dar în dreapta am un lup drăguț. Stai că mă sună fata. Alo, Cami, acuși te sun, da? Da? Facem în felul următor. Asta a fost totul, dar cum ai zis și tu... Nu orice e... început are și sfârșit, Anatol. Nu e ultima dată când ne vedem. Mersi mult că ai acceptat. Mersi mult că ai făcut plăcut această ambianță. Felicitări pentru ce ai realizat astăzi. Și e un record în ceea ce ține de share-uri, de distribuiri, pentru că în această seară ai făcut peste 3000 de distribuiri. Wow!
Și probabil nu s-a oprit aici cifra, pentru că cresc vizualizările, crește numărul comentariilor, va crește după aceste distribuiri, așa că îți urăm ție și familiei tale spor în toate, să fiți uniți indiferent de pandemie, indiferent de alte greutăți pe care avem, să le trecem în această perioadă și multă sănătate vouă. Mulțumesc, la fel. Hai la Ruj, hai la Ruj, doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară a fost legenda. Eu țin să vă aduc aminte că această săptămână e la fel de fierbinte, pentru că săptămâna asta o să încercăm să aducem un profesor de pe TikTok, un profesor care dansează mult și îl cunoaște foarte multă lume. E singurul profesor care face TikTok în fiecare seară. Plus la asta, nu uitați, vineri avem lupta vloggerilor dintre Daniela Cheltuitor și Nanu Danu. Și o întrebare din partea cuiva, vă întreabă Sândelu dacă îi dați voie să mai vii odată la diaspora. Sândelu vă întreabă pe toți de la diaspora dacă se mai poate să devinit încă o dată. Uite, Doinița a sărit în sus când a auzit de Sândelu din Paris. Baftă, succes! E de-abia început de săptămână, Hristos a înviat pentru toată lumea. Seară bună! Astă noapte spre dimineață acasă, mă întâlniți cu-n pasoței, cu mâncare pe masă. Am venit cu flori și spunem că-i frumoasă, însă m-o trădat pomada de pe cămașă. Florile-o zburate de peste fereastră, s-o șeput un film de groază în căsuța noastră. Vorbele frumoase și-o schimbat aspectul și iubita soției m-o trămesc pe de-a dreptul. Du-te, să nu te mai văd, mi-ai jurat de atâtea ori, de-amă nu te mai cred. Eu o rog să mă lasă, să mai jur încă o dată, când mai mult nu mai fac, păi și ies după poartă. Eu mă jur când dau foc la mașină și atunci am să văd la cagioale cu cei să te duci. Dar eu mă duc și pe jos, eu mă duc și discuță, dar dacă văd nevoia, eu îmi cumpăr căruță. Hopa! Yeah! Cum să nu mai fac dacă viața-i frumoasă? Am o fetele, te-apucă și te târâi în casă. Dar eu o slab de șire și nu mă pot opri. Atunci nici capul nu gândește, fii acasă ce o fi. Dar cum ajung acasă, jur de la început, că mă las de fete și mă apuc de băut. Dar eu nu-s prost să beau, să ne se strâși fața. Mai bine mă duc la fete, că-i mai dulce viața. Iartă-mă, nevastă, nu mai fă necaz, ca să închiși și părul care ne-a mai rămas. Și chiar dacă închid că eu în eu pălării, dar nici acasă nu stau cu așa o soție. Voi femeilor să știți că bărbatul nu-i câine și oriunde nu s-ar duși tot acasă vine. Dar mai este o vorbă ca calții pe de scurt, poate chiar să se ducă să nu se întoarcă mai mult. Yeah! Să nu te mai văd, ne-ai jurat de atâtea ori, de-amă nu te mai cred. Eu o rog să mă lasă, să-i mai jur încă o dată, că mai mult nu mai fac, că și ies după poartă. Voi femeilor să știți că bărbatul nu-i câine și oriunde nu s-ar duce, tot acasă vine. Dar mai este o vorbă, dar calții prea de scurt, poate chiar să se ducă să nu se întoarcă mai mult.